Acum aproape o lună am pus și niște cale, salată. Se mănâncă așa verde. Asta e creață. Foarte viguroasă. Și de asta obișnuită, arată ca varza. Dar e foarte bună pentru salată. Este o salată minunată. Salată de verdețuri pentru fripturi. Aici avem niște cum îi ziceam? Niște țelină pentru frunze. Minunată și asta, ținând cont că nu prea am stropit-o. Încă mai avem și crizantema comestibilă. La aceasta se mănâncă și bobocii, florile și frunzele. Un gust deosebit, nu se potrivește cu gustul crizantemei florale, de care nu este comestibilă, de flori, cea pe care o cunoaștem toată lumea. Una de bună. Salata cale. Ținând cont că suntem în luna septembrie, arată minunat. Mai avem aici și niște ceapă de tuns, care la fel e foarte bună. Și mult busuioc. Noi îl punem la paste, salate. Încă mai e. Am început să facă floare. Va trebui cules. Avem un pic și roșu. Acesta este minunat. Are un gust deosebit. Lămâiță și busuioc. Și bineînțeles, pătrunjel. Dar pătrunjel creț. Acesta este cel mai aromat. Este cel mai gustos pătrunjel. Îl pun la paste. Pe deasupra îl punem la tocănițe și ciorbe. Cel mai bun pătrunjel. Dacă aveți ocazie să cumpărați semințe, pătrunjel creț, foarte, foarte bun, gustos. Și o albinuță care nu s-a dus acasă, nu știu ce se întâmplă cu ea, sărăcuța. Ea mă focalizează. Ținând cont că este 7 seara, nu știu de ce nu a plecat. O fi bun lăviar. Toate cele bune vă doresc, prieteni, și nu uitați, sănătatea este mai importantă decât toate. Dacă aveți un metru de loc unde să puneți o legumă sau, eu știu, un fruct, o salată, orice. Noi le avem înghesuite, doar sunt din toate, sunt bio. Cel mai important este să nu le stropiți cu nimic, pentru că se fac. Dacă aveți un pic de grijă, dați un pic de apă când se poate. Și multă dragoste față de natură. Cu siguranță și natura vă va răsplăti. E important să nu folosiți chimicale sub nicio formă.
Salată și ceapă. Merge și o fripturică, dar diseară. Toate cele bune vă doresc, prieteni. Să ne reauzim cu bine.